Am revenit în studio alături de mine Adrian Semcu, fost actual președinte al PNL Prahova. În urma unor viitoare alegeri vom vedea interne, vom vedea cine va fi până la urmă în continuare șeful liberalilor prahoveni. Aș vrea să revenim un pic la ceea ce vi s-a reproșat, uh, domnule Semcu, și anume colaborarea uh, la nivel politic uh, cu, cu, PDL. Nu asta a spus tot timpul că era doar uh, o colaborare administrativă în domeniul administrației publice. Vreau să vă întreb dacă, mă rog, consilierii locali liberali primeau ordini de la dumneavoastră, uh, ori votați cu PDL, ori vă zbor de acolo, vă retrag sprijinul, adică îi șantajați, le făceați ceva, pentru că de multe ori asta, asta vă reproșau, și până, în, până să se facă Uniunea Social-Liberală. Nu, ne, uite, liberalii votează la un Consiliu Local, Ploiești, votează alături de PDL, nu de PSD, nu fac opoziție. E adevărat că de multe ori nu știu că n-am făcut o numărătoare exactă. Dacă mi se va cere, există procesele verbale de ședință și vom face și această numărătoare. Dar eu știu un lucru, că atâția liberali cât sunt în Consiliul Local Ploiești sau atâția socialdemocrat cât sunt, au fost aleși de cetățeni acestui oraș și ei trebuie să-i reprezinte, sau cel puțin la numărul puțin cât suntem noi, eu vreau să avem o reprezentativitate cât mai mare. Și atunci aveam și noi niște puncte de vedere, niște proiecte pe care le susțineam. În momentul în care susții și vii cu inițiativa unui proiect, nu e normal să votezi, votezi alături, nu contează de PDL sau de, de cine o fi. Dacă sunt proiecte pe care le vine și le, le, le supune votului chiar PDL-ul sau chiar PNG-ul, de ce să le votăm doar să fim gică contra de a vota împotrivă, a fost o discuție de la începutul acestui mandat. I-am rugat pe colegii mei, consilierii locali, nu m-am întâlnit eu cu ei decât poate o dată sau de două ori în ultimii trei ani de zile, ca de fiecare dată, înaintea fiecare ședințe de Consiliu Local, să se întâlnească și am rugat un singur lucru prin președinta organizației, adică viceprimărița Ploieștiului, îi rog frumos să se hotărească înainte să voteze bloc, ori pentru, ori împotrivă, nu stau, n-am stat să citesc fiecare proiect cu ei. Proiectele noastre de care le inițiem, să ținem la ele și să fie votate, să încercăm să facem o majoritate să fie votate, iar proiectele celelalte care sunt de interesul cetățeanului ploieștean, noi să luăm o hotărâre în bloc. Ori suntem pentru, ori suntem împotrivă. Pentru asta pot să afirm că am avut discuții cu ei. În rest, să impun vreun uh, vot un consilier să vină în fața dumneavoastră, în fața ecranelor și să spună că în data de la nu știu care ședință a Consiliului Local le-am cerut eu un vot uh, invers cum ar fi vrut să voteze uh, uh, situația și uh, ei care erau în cunoștință de cauză. De cine vă simțiți cel mai mult rădat? Puteți să ne dați câteva nume? Sau care a fost -e greu să surpriza dau... cea mai mare? Mi erau persoane pe care le considerați nu știu, amici, în prieteni, am spus. Printre cei care acum... Nu, nu, deja am trecut prin afirmația dumneavoastră, am trecut la trecut. Nu. Sunt persoane la care am ținut și țin foarte mult. Îmi pare rău că nu mi-au spus în față de neplăcerile lor. Mai din timp, cred că la firea care am puteam să le rezolvăm, dacă sunt probleme majore, nu interese care ne caracterizează pe mulți dintre noi, pentru că nu merg la așa ceva. Le-am și spus, probabil și acesta este un punct nescris în acea scrisoare uh, care nu le convine. Sunt mulți, nu vreau să dau nume, am o durere în suflet și timpul va dovedi, am speranța că timpul va dovedi și ei își vor dovedi singuri. Că nu e ușor să fii în fruntea unui partid și să încerci să împaci pe toată lumea, mai ales când ești în opoziție și trebuie să joci rolul unui partid care încearcă să-și iasă în evidență că nu doarme și vrea rezultate, să scoate rezultate la viitoarele la alegeri. Sper să-și dea seama în timp că au greșit și eu voi fi același. Nu port pică la nimeni, îi consider pe mulți dintre ei prietenii mei și de mulți sunt foarte dezamăgit la felul de a proceda. Bun, puteți confirma sau infirma ipoteza acum că ați, ați avut acel anunț de retragere a oamenilor, a membrilor PNL din administrația publică locală din, din Ploiești doar ca să vă salvați funcția? A fost un târg? n vrea să... Semcule, retrageți oamenii și rămâi președinte. N-aș vrea să vă răspund cu o întrebare. De ce să-mi păstrez funcția? Eu nu sunt un om care stau cu mâinile legate de un scaun. Eu cred că am atâta experiență în viață și sper să am și puțină diplomație, ca să știu și să simt atunci când deja nu mai e locul meu acolo unde e și speram în prietenia de care vorbeam mai înainte și în colegii mei să-mi atrag această atenție că vremea mea e trecută sau nu mai corespund. Să știți că am rămas foarte surprins de câteva cuvinte a unor colegi de mei în ziua de joi, săptămâna trecută, când erau foarte înfierbântați. Nu ne mai reprezinți. Am rămas blocat, trebuie să recunosc și stau și mă gândesc în urmă, când veneau pentru diverse intervenții, îi reprezentam, dar nu o făceam din obligație, din prietenie, din colegialitate. Și asta cred că știe un județ întreg. Nu numai pentru membrii PNL, pentru toată lumea, dacă putem să intervin ceva. Și acum nu îi mai reprezint. Probabil se va dovedi au ei dreptate sau am avut eu dreptate. Domnul, când spuneți interveniți înseamnă, deci, vă referiți acum la numiri politice, nu? Ceva de genul nu știu, dacă PNL domnul, îi revenea o instituție, domnul. îi revenea conducerea unei instituții, atunci să-și pună PNL omul respectiv, nu? E drept. Și asta mi s-a adus, adus aminte și asta mi s-a reproșat, că am făcut numiri fără să-i consult. Vă întreb eu, și nu vreau să intrăm în amănunte pentru că sunt așa de puține, pentru că noi suntem totuși în opoziție. Într-adevăr, în ultima perioadă s-a pus problema de o schimbare, adică de o rocadă. Și așa consider și acum faptul că am făcut o rocadă între doi colegi liberali cu un interimat de trei luni de zile, nu am greșit. Că după aia luam o hotărâre în birou și venea cineva mai capabil, mai doritor, mai bun, n-aveam nimic în părinte. Am discut nu, nu vreau să comentez nume, vreau frumos să trecem o perioadă de timp să nu comentăm nume, pentru că uh, mă doare sufletul dacă trebuie să aduc aminte de niște nume de colegi de-ai mei cu care am luptat mulți ani în acest partid, ce am fost apropiați, de colegi de-ai mei care au venit recent și am primit cu dragă inimă în partid, pentru că dacă vă mai aduceți aminte, tot timpul am fost acuzat că vin oameni noi în partid sau eu promovez tinerii. Da, într-adevăr, am fost dornic să vină cât mai mulți oameni care să reprezinte PNL-ul cu cinste și am adus câțiva și vor rămâne acolo și sper ca să contribuie la creșterea PNL-ului în Prahova și într-adevăr am promovat și niște tineri Uh, și nu-mi pare rău că i-am promovat, pentru că vor, fi, vor rămâne în partid, bazele acestui partid. Iar după ce noi ne, ne tragem la o parte, ei vor reveni. Domnule! Deci, vreau să da. revin ca să, să mai punctez un lucru. Eu n-am făcut acea conferință de presă în ziua de joi, uh, 8 decembrie, cred. La că la aia v-ați referit da. pentru a-mi salva pielea. Nu aveam de ce. Deci nu aveam motive, sau nimeni nu mi-a cerut imperios. sau, nu, asta nu, sau Nimeni nu mi-a atras atenția dacă nu face acest gest te dăm jos. Sau normal și colegial trebuia să se ia ho o hotărâre unde? La biroul municipal, printr-un vot. Începând din data de, ne retragem toți oamenii. Așa cred că e normal, civilizat, într-o țară democrată. Așa cred eu și pe asta merg. Și eram dispus. În momentul în care am venit în țară, erau niște nemulțumiri după o ședință de Consiliu Local și niște nemulțumiri exact a colegilor mei care mi-au spus că nu mai pot să funcționeze dacă se pune problema ca noi între noi să ne reproșăm în plină ședință de Consiliu Județean. Nu la partid, nu da. la municipiu sau la județ. Acolo câțiva cât suntem, putem să ne strângem la o discuție în care să luăm o hotărâre exact ceea ce eram eu. Consilierii local cu cei din funcțiile care le ocupă pe baza uh, dialogurilor care au fost în Consiliul Local între consilieri și partide. Uh, asta mă doare că nu s-a întâmplat și atunci, din momentul în care am venit în țară și mi s-a cerut acest lucru, ați văzut că n-am făcut-o secret, am făcut-o publică, n-am făcut-o singur, am făcut-o cu candidatul. Uh, pentru primăria ploiești al USL-ului, în, ne-am înțeles împreună în interesul candidatului, nu al meu, pentru că dacă era vorba, era simplu un suficient telefon de la președintele Crin Antonescu să-mi spună, sunt neplăceri la Prahova, te rog, prin fax, dă demisia. Era foarte simplu, nu țineam la ea. Un singur lucru pot să spun și acum și atunci. Explicațiile de rigoare, adică orice om, dacă este demis, trebuie să știi și greșelile, majore sau minore. De ce viața merge înainte, trebuie să știu din ce am greșit. Acum, din ce am discutat cu colegii vineri și joia trecută, îmi dau seama că sunt nemulțumiți pe diverse probleme. Dar pe multe din ele putem comenta și aș vrea să comentez dacă va veni vreodată vremea, și sunt convins că se va veni o vreme când vom sta la aceeași masă și vom comenta uh, lucruri care trebuiau discutate într-un cerc acolo, la noi acasă, în birou, de nemulțumiri care unele se pot, altele nu se pot rezolva. Sau uh, nimeni uh, sau eu nu doresc să nu respect legea. Dumnezeu, două lucruri. <coughs> Unu, Semcu a fost dat jos pentru că nu, -l sprijinea, nu, 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 nu îl sprijinea suficient pe candidatul PSD la primăria Ploiești. O variantă, un zvon care a circulat foarte mult, de acolo s ar trage cu ghilimele de rigoare. Și a doua întrebare care este acum pe buzele tuturor politicienilor din Prahova, unde se duce Semcu? Se duce la PDL? Se duce la UNPR? Își face, nu știu, PNL, aripa, Semcu și așa mai departe. Veți vedea. <coughs> semcu nu se duce nicăieri. Semcu... Rămâneți în PNL, chiar și ca simplu membru. Dacă Sem... veți pierde bătălia asta internă, care odată și odată ar trebui să se dea, adică. Stați un pic, ca să ne înțelegem foarte clar. La Prahova, în situația în care suntem rușinoasă, adusă de niște colegi de-ai mei și făcută publică obligatoriu trebuie să fac o conferință teritorială, de alegeri, a unui nou președinte, a unui nou birou. Voi reflecta și voi decide ce voi face. Recunosc ca să aplanez tot conflictul. Vinere am spus, îmi dau demisia și ca să fie liniște vă promit că la viitoare conferință nici nu candidez. Voi reflecta în funcție de etapele pe care le vom parcurge de acum încolo dintr-un singur punct de vedere, din respectarea acestui statut. Dacă el va fi respectat, voi participa la aceste alegeri alături de colegii mei și o să le propun ca să luăm totul de la capăt dintr-un singur interes comun, nu din interese personale. Interesul acestui partid și al USL-ului pentru a câștiga. Pentru că noi de aia am făcut USL-ul și am plecat pe acest drum. Iar candidatul uh, USL-ului pentru primăria Ploiești a înțeles, din discuțiile care le avem, că a fost o competiție până la un punct, pentru că trebuia să se decidă cine candidează. Un reprezentant al unui partid, al PNL-ului sau al PSD-ului, recunosc că mi-aș fi dorit să avem un candidat. Și aici e mult de comentat de ce am intrat în acea campanie electorală, nu de dorința neapărat să fiu, să fac campanie în ploiești. Sunt ale noastre interne și cine are cap și le gândește trebuie să le gândească și să fie corect să recunoască la vremea respectivă când am intrat în campanie de ce am intrat așa. Dar important e un lucru, că s-a stabilit, n-a comentat nimeni din ce știu eu, deci eu nu și în jurul meu n-a comentat nimeni, cum s-a ales la nivel de București. E drept că a fost puțin dureros că nu obținem noi Partidul Național Liberal la Prahova niciuna din cele două funcții de a fi candidați. Sunt fericit că la negocierile care le-a purtat președintele Crin Antonescu la nivel național, Partidul Național Liberal a avut de câștigat în alte județe, nu le comentăm. Dar în Prahova am avut o dezamăgire, o săptămână, două, ca orice om care e, nu se aștepta la așa ceva. Dar am trecut peste ele și știți, am făcut și o conferință de presă cu candidatul. După aia, candidatul el, pentru primăria Ploiești a, avut, a intrat în dialog direct cu organizația municipală Ploiești. Sunt convins și cred, dar puteți să-l întrebați, are o relație bună cu cei din municipiul Ploiești și știu că am stabilit și așteptăm să vină cu o platformă program care, în care se intre în campania electorală toate astea nu contează cu sem cu președinte sau semn cu fără nepreședinte, astea contează mai puțin Regret. Semn cu rămâne la PNL? sem cu rămâne la PNL, bineînțeles Bine, am ajuns la finalul emisiunii. Îmi pare rău da. că se pune la îndoial acest lucru pentru că trebuie să ne uităm în CV-ul lui Semcu, de când este înscris în PNL și dacă a făcut stânga-dreapta vreodată și să ne uităm și la cei care îl contestă pe Semcu acum ca să nu se termine această emisiune, să nu creadă cineva că n-am multe dureri în suflet. Au venit oameni în partid de câteva săptămâni, luni de zile cu pretenții și bine au făcut că au venit, dar ne gândim acolo la ce v-am spus la începutul emisiunii. Ciolan Iada. S-au unit unii pentru a acapara niște viitoare locuri de consilieri județeni, consilieri locali și diverse funcții. Foarte bine, dacă partidul îi va vota la viitoarea conferință județeană, eu voi fi alături de ei și sper și îmi doresc să apeleze la experiența mea și la loialitatea față de acest partid. În cât timp ar trebui să fie organizate niște alegeri pentru desemnarea? am spus-o și vă repet voi pleda la București în cel mai scurt timp, după statut în maxim 3 luni de zile, după ce se fixează un birou interimar. La această oră când vorbim noi, nu sunt motive ca să se voteze la nivel de București un birou interimar. Am înțeles. Vă mulțumesc, doamne Semcu. Cu dumneavoastră mă revăd mâine seară. Până atunci, la revedere!